Ne reîntâlnim în această dimineață cu pastorul Valentin Dăneață și cu Elvis Dengel pentru a continua seria Sinucirea protestantismului în cadrul emisiunii Punctul Critic. În ultimele ediții am discutat despre câteva fenomene care au condus la o degradare a protestantismului. Pentru a înțelege ce se întâmplă cu protestantismul astăzi, am discutat despre modul în care școala de Frankfurt a produs un declin cultural care a reprezentat fundamentul pentru o atitudine poate mai contagioasă decât virusul din aceste zile, și anume o atitudine de victimizare. Această atitudine de victimizare este amplificată de teologia eliberării, care duce individul la un punct foarte critic de vulnerabilitate. O zonă în care este susceptibil unor primejdii care îi vor afecta și îi afectează deja modul de gândire și de înțelegere a realității. E bine, aceste pericole, unul dintre ele, poate cel mai important dintre ele, am putea spune, este subiectul emisiunii de astăzi, și anume spiritismul. Biblia ne avertizează în legătură cu această problemă și ne spune faptul că în zilele din urmă demonii și satana însuși va cere închinarea întregului pământ. De asemenea, cartea Tragedia Veacurilor dedică un capitol întreg acestui subiect, capitolul 34, intitulat Spiritismul. În cartea Evanghelizare sunt tratate diferitele forme de spiritism într-un capitol dedicat acestui subiect. Și alte materiale în această temă. Ceea ce ne propunem în această emisiune nu este să inițiem pe nimeni în vreo știință a răului. Ceea ce dorim este să avertizăm pe cei care ne ascultă în legătură cu acest pericol, și pe de o parte, iar pe de altă parte să înțelegem cum se infiltrează și cum dezintegrează protestantismul și îl face să dispară. Așadar, bun venit, Elvis, frate pastor. Aș avea o întrebare pentru început, și anume, care considerați că ar fi punctele cheie, punctele importante din discuțiile anterioare care au creat un teren foarte bun pentru renașterea, aș putea spune, n-am vrut niciodată spiritismul, dar renașterea și expansiunea spiritismului în Statele Unite? Lupta între religie și reformă, religia clasică și reformă, ajunge, așa cum am stabilit până acum, ajunge la o răscruce cu două căi. Una va fi revoluția, cealaltă va fi reforma. Deci dacă nu accepți reforma, rezultatul este revoluția. Acum, se întâmplă ceva în Statele Unite ale Americii, apare o a treia variantă între cele două. Și anume, persoanele liber cugetătoare, sceptice, înclinate mai mult spre umanism, resping religia ca o moștenire europeană, resping și Revoluția, pentru că a văzut în Revoluția franceză că urmările sunt dezastruoase, și atunci ei rămân niște liberi căutători. Ei caută continuu o altă variantă, o a treia variantă. Evident, când spun că resping religia, resping Sfânta Scriptură și cu tot ceea ce ține ea. Și atunci ei se deschid către o altă variantă, am numit-o variantă a treia. În momentul în care școala de Frankfurt aduce marxismul și îl căsătorește cu Freud, realizând un fel de mariaj între psihologia umanistă și între lupta de clasă, această perspectivă oarecum științifică, o analiză științifică a societății, îi captivează această clasă, astfel încât această clasă liber cugetătoare, oameni de înaltă ținută ideologică, filozofi, educatori și așa mai departe, căutători de adevăr, sunt prinși foarte bine de această nouă perspectivă datorită caracterului ei comunitar. Are un caracter comunitar, noua știință, de asemenea egalitarian și umanist. Pe lângă apariția neocomunismului despre care am vorbit, victimizarea filozofică despre care am amintit anterior, de asemenea creează o
reînviere a filozofiei vechi. Neoplatonismul vorbește despre lupta între materie și spirit și spune că materia victimizează spiritul. Cu alte cuvinte, este un fel de cușcă a existenței spirituale. Acești liberi cugetători sunt extraordinar de fascinați de neoplatonism, de această filozofie. De asemenea, sunt deschiși față de ea. Din punct de vedere al teologiei eliberării, lupta între eliberare și oprimare este foarte activă în America în momentul în care se lupta pentru abolirea sclaviei, pentru egalitate vis-a-vis de clasele sociale și așa mai departe. Ceea ce este extraordinar este faptul că Liberation Theology luptă oarecum destul de direct împotriva legii și a ordinii. Ori ei percep legea și ordinea, și ordinea la vremea respectivă ca fiind o mare barieră împotriva dezvoltărilor. Și acum, lupta împotriva legii și a ordinei, evoluția, umanismul, sensul comunitar, egalitarianismul, neoplatonismul, toate acestea sunt elemente care definesc noua apariție, sau varianta 3, și anume spiritualismul. Toate astea intră în spiritualismul modern, care se oferă ca o variantă de soluție pentru această clasă de oameni care caută ceva ce nu găsesc. Elvis, cum vezi această problemă a pregătirii terenului pentru spiritism? Păi, marxismul întotdeauna a fost o mișcare ateistă. Aș zice chiar militant ateistă. Și neomarxismul este de aceeași natură. Deci ceea ce se ridică și se ridică și în cultura americană în urma acestor infiltrări din școala de Frankfurt este exact această cultură în care ceea ce s-a întâmplat în Europa mai înainte se întâmplă și în America. Adică religia dispare de pe discursul public. Nu se vorbește despre religie. N-ai voie să menționezi religia. Ești părtinaș dacă vorbești religios. Se dă la o parte religiozitatea în totalitate și acest ateism militant se merge frate cu un fel de credință absolută în știință. Iar exact aceasta este poarta din spate pe care va intra spiritismul în lumea aceasta științifică și va cuceri lumea științifică, va cuceri și religiozitatea modernă. Mulțumim! Spiritismul are trei variante. Este știință, este filozofie și este religie. În toate cele trei aspecte este extrem de captivant pentru clasa de oameni despre care vorbim. Bun, înainte să continuăm discuția, aceasta este o primă parte introductivă. Aș dori să le amintesc celor care ne urmăresc că ne pot adresa întrebări în direct dacă au întrebări pe această temă și sunt lucruri la care putem să răspundem relevante în contextul discuției de astăzi. Așteptăm întrebările dumneavoastră. Așadar, ne găsim într-o situație în care terenul este propice și este bun pentru dezvoltarea acestor curente, acestui curent al spiritismului, în formele pe care le-ați amintit. În știință, în filozofie, în religie. Vom explora în minutele care urmează fiecare dintre aceste zone, dar înainte de aceasta am putea să facem un istoric al expansiunii spiritismului în Statele Unite. Cum s-a dezvoltat această mișcare? De unde a început și unde se îndreaptă? Este interesant că apare undeva în jurul anilor 1840. Data aceasta este destul de fierbinte pentru noi. Din punct de vedere profetic, încheie perioada de 2300 de zile, ani, din Daniel și face intrare în timpul sfârșitului. Ei, în momentul în care se face intrarea în timpul sfârșitului, asistăm la apariția acestui nou fel de cunoaștere, acestei noi experiențe, numită spiritism sau spiritualism. În jurul anilor 1840, asistăm la câteva experiențe de felul acesta. Avem surorile Fox,
care învață alfabetul ciocăniturilor, un fel de morse pe care îl folosesc cu un spirit pe care ele l-au întâlnit. Îl avem în perioada asta Swedenborg, este unul dintre primii care apar și lucrează în domeniul respectiv. Asistăm la o mulțime de explozii, variante pe aceeași temă, magnetismul animal, hipnoza, toate aceste fenomene despre care nu se știe mult, dar care există, aruncă pe oameni într-o lume ocultă, tot felul de miraje în jurul lor. Aceasta face ca oamenii să fie captivați, astfel că în 1897 vor fi 8 milioane de membri. Din 1840 până în 1897, aproape 50 de ani. În 50 de ani, 9 milioane de membri. Și de atunci încolo asistăm cu o explozie exponențială a acestui fenomen. Cu toate astea, după despre membrii declarați aici. Membrii declarați. După 1900 se întâmplă un lucru foarte ciudat, și anume raționalismul modern intră în conflict cu spiritismul. Și el atacă spiritismul spunând că este un fals, că este provocat de niște șarlatani și așa mai departe. Asta, în perioada respectivă și în anii, în decadele următoare, face să diminueze oarecum evoluția numerică a spiritismului. Cu toate astea, îi face un mare serviciu, și anume obligă spiritismul să nu mai fie doar o religie. Obligă spiritismul să intre în zona științifică. Deci pentru a convinge raționalismul de faptul că el stă pe o poziție solidă, el se mută în zona științifică, și în momentul în care intră în zona științifică, el convinge și raționalismul, și raționalismul nu mai are argumente împotriva lui, așa că după 1950-1960 continuăm cu această creștere spectaculoasă. Deci, să fiu consecvent, 1840-1900 avem de-a face cu o creștere, 1900-1950 avem de-a face cu o stagnare, după 1950-1960 avem de-a face din nou cu o creștere exponențială. Și despre această creștere a zilelor noastre, practic, vreau să întreb pe Elvis, care ar fi mecanismele prin care se produce această expansiune mult mai puternică după 1950-1960 a spiritismului? Păi trebuie să vedem felul în care s-au organizat spiritiștii atunci când au fost refuzați ca șarlatani. Vârful lanciei, să zicem așa, au fost Helena Petrovna Blavatsky, care împreună cu alții s-au organizat într-o societate care se numește Societatea Teozofică. Ei se văd urmașii filozofilor antici grecești, care fac știință în toate felurile. Motoul lor a fost că adevărul este cea mai înaltă știință, deci nu există altă știință decât adevărul. Și asta include știința, ceea ce noi numim știința clasică, dacă vreți așa, fizică, chimie și toate lucrurile acestea, dar în același timp științele de duh, cercetări parapsihologice și așa mai departe. Și ei se văd în tradiția acestor oameni de știință de pe timpuri, în care ei nu cercetează doar ceea ce este manifestabil fizic, dar și fenomenele psihologice și parapsihologice care sunt. Și devine acea mișcare care va face din spiritism din nou ceva serios, ceva de luat în serios, pentru că este științific. Așa că apar tot mai mult emisiuni despre mediumuri, emisiuni despre cercetători care cu metode științifice cercetează case bântuite și așa mai departe. Astea fac parte din această mișcare în care, practic, spiritismul primește o haină de seriozitate și de știință. Da, continuă. Deci suntem în zona emisiunilor, spuneai, în zona în care media are un impact puternic aici. Și
Media continuă, nu se oprește doar la aceste emisiuni. Media este vehiculul prin care spiritismul poate fi propagat și diseminat într-o manieră extrem de eficientă. Ce ați putea să ne spuneți despre această metodă de diseminare și de familiarizare a copiilor, adolescenților, tinerilor, adulților, a tuturor cu fenomenul spiritist? Primele experiențe care au loc, se cere medium, se cere spiritului, la un moment dat, să-și introducă mâna, experimentul este cunoscut destul de bine, într-o matrice cu ceară, astfel încât să demonstreze că el există, să-și demonstreze materializarea. A făcut mare vâlvă lucrul acesta, s-a scris în ziare, a fost un pas înainte, era vorba de demonstrarea științifică concretă a existenței lumii de dincolo. Există o lume de dincolo. După ce lucrul acesta s-a realizat, după aceea curiozitatea a crescut foarte mult, ședințele așa zise de spiritism sunt popularizate, sunt difuzate o serie întreagă de efecte sau fenomene inexplicabile din punct de vedere științific. Și după aceea, după ce presa este câștigată, în ultimul timp, la noțiunea de science fiction pătrunde ideea de ocult. În science fiction intră spiritismul. Și acolo, în zona spiritistă, toate experimentele acestea devin baza imaginației artiștilor și creatorilor de film. Ei se joacă cu viața, cu existența, cu reîncarnările, cu aparițiile misterioase, cu levitațiile, cu mersul în timp, cu, dacă vreți, romane polițiste care reușesc să prindă criminalii datorită hipnozei, datorită comunicării cu alte spirite și așa mai departe. Biblia este înțeleasă din punct de vedere spiritist. Apar filme în care îngerii nu sunt altceva decât materializări. Materializări în condiția umană. Și îngerii sunt printre noi, se stă de vorbă cu ei. Este cu totul altă înțelegerea Scripturii din momentul acesta. Deci, într-adevăr, media are un mare rol. Din ce înțeleg... Cred că Elvis ar putea să continue aici. Știu că el este fan al acestui subiect vis-a-vis de media. Problema este că cei care sunt la media, ca să captiveze, trebuie să povestească o narrativă care este relevantă, care este importantă. Așa că cei care scriu, care sunt scriitori în Hollywood și în emisiunile de televiziune, caută subiectele vechi și descoperă cultura dramei grecești și așa mai departe și văd că trebuie să te ocupi de lucrurile de bază, sensul vieții și așa mai departe și pentru ce merită să trăiești, pentru ce nu merită să trăiești, pentru ce merită să mori și așa mai departe. Și exact aceste întrebări mari sunt tematizate, dar sunt tematizate într-o formă împachetată diferit. Deci nu arată așa cum au fost înainte. Nu sunt acele mituri grecești despre zei, sunt povestiri despre Superman, despre Batman, despre Spider-Man, despre mai știu eu ce alte persoane cu puteri supranaturale sau capacități deosebite. Și în spațiul acesta nu există diferență, vedeți, nu există diferență între capacități parapsihologice, capacități supranaturale și magie și science fiction este mână în mână. În televiziune, în filme, acest nou spiritism se răspândește mai ales în două categorii. În categoria de filme horror, care face din fenomenele acestea o fascinație macabră, neagră, și în partea cealaltă, eroismul este la fel pervertit într-un eroism supranatural și ceea ce cei care au scris, de exemplu Stan Lee, care este părintele la comic book culture în America,
și a creat foarte multe dintre figurile acestea, spune foarte drept că el s-a inspirat din legendele și miturile grecești și zeitățile grecești și dramele lor sunt repovestite în noi haine. Vedeți că tipologia și simbolismul ocult este refolosit. De exemplu, Superman are un nume. Numele lui este Kal-El. Numele lui este un nume evreiesc. El înseamnă Dumnezeu și Kal este cuvântul pentru ușor, Dumnezeu ușor. Pentru că în ocultism lucrul greu este materia și lucrul ușor este Duhul. Și el este Dumnezeul Duhului. Și Stan Lee, de exemplu, spunea de la rândul lui că ceea ce încearcă să demonstreze este că a fi Dumnezeu este nu o perfecțiune, nu atotputernic, nu toate lucrurile acestea, că noi suntem Dumnezeu, noi putem să fim la fel, noi avem aceleași criză pe care le au eroii din aceste povestiri, noi putem să fim Dumnezei. Și exact asta este felul în care spiritismul pătrunde cultura populară. Toți copiii citesc, sunt fascinați de filmele acestea, de eroii aceștia, de prototipii aceștia, precum au fost grecii fascinați de miturile lor și de zeii lor, așa sunt fascinați lumea nouă de eroii noi. Acestea sunt aspectele pragmatice, cred, și partea de avertisment în legătură cu ce produce media astăzi și cât de mare este influența. Dacă ar mai fi ceva de spus în această parte a discuției despre impactul pe care îl are, pe de o parte schimbă înțelegerea noastră despre Dumnezeu, spunea Elvis, schimbă înțelegerea noastră despre... deci înțeleg că ar fi un curent panteist promovat prin aceasta și Dumnezeul din tine, este filozofie orientală prezentă în aceste materiale. Cum altfel influențează protestantismul și credința? Aș vrea să adaug la un moment dat, prin căsătoria, în ghilimele, deci prin unirea filozofiei sau psihologiei freudiene cu lupta de clasă marxistă, în acest fenomen, în acest pachetaj neomarxist, Freud devine foarte puternic. Există o psihologizare umană foarte puternică în momentul acesta în spiritism. Complexul Oedip. Complexul Oedip vorbește de o victimizare generală și permanentă a ființei umane. Omul este victimă. Și pe fondul acesta, Liberation Theology și-a construit castelul ei. Pe de altă parte, ideea aceasta de victimizare permanentă și conduce mai departe la conflictul de familie. Se vorbește foarte mult că există o relație toxică între tată-fiu. Conflictul dintre generații, destrămarea familiei, toate acestea își au rădăcina în acest mariaj freudian cu Marx. Deci pe lângă conceptul divin de biblic, avem de a face cu distrugerea familiei și introducerea unei tensiuni foarte puternice între generația părinte, generația copil, de acum încolo. Acesta ar fi un al doilea aspect care merită să fie subliniat. Elvis, dacă ar mai fi ceva aici de spus în legătură cu impactul Hollywood asupra indivizilor din perspectiva spiritismului. Ei promovează foarte multe lucruri care nu sunt bune. Imoralitate, probleme de moralitate nu doar în spațiul sexual, ci în toate lucrurile, în toate poruncile. Da. Probleme de loialitate, probleme de eliberare, cum spuneam de vreme, de dreptate socială și mai departe. Da, bine, eliberarea de lege sau de oprimarea legii apare foarte serios de la Nietzsche încoace. Nietzsche este un al doilea tată al acestor fenomene. Ori Nietzsche prezintă la un moment dat societatea ca fiind un balaur care are scris pe solzii lui trebuie și nu. Sunt cele două cuvinte oprimante
vis-a-vis de societate. Fiecare este oprimat de această lege. Nici este cel care spune zdrobiți, spargeți tablele legii morale. N-avem nevoie de ea, noi trebuie să fim liberi. Ori aceasta este în esență deviza spiritismului care vrea să elibereze lumea sau omul, vrea să elibereze omul de orice principiu care ar avea această potență de îngrădire a dezvoltării sale în indiferent ce direcție. Eu aș pune o întrebare. Dacă ne întrebăm în ce fel cultura creștină s-a schimbat și a devenit o cultură care acceptă omosexualitate, transgenderism și toate fenomenele moderne care sunt, acceptă distrugerea familiei, acceptă abortul ca un lucru la ordinea zilei și ceva normal și așa mai departe. Cum a putut să ajungă cultura aici? Și instrumentul principal prin care s-a făcut acest lucru și s-a creat această toleranță pentru acest lucru este televiziunea. Este televizorul și media. Filmele și Hollywood a tins să deseneze întotdeauna lucrurile care religia le marginalizează sau le declară rele ca un lucru cât de cât normal. Sexualitatea este ceva normal. Goliciunea este ceva normal. Așa că este popularizat la televizor lucrul acesta. Homosexualii sunt întotdeauna rol pozitiv în filme. Aproape întotdeauna. Va fi foarte greu să găsiți unde este un rol negativ. Da? Și în seriale și așa mai departe. Și devine personajul cu care publicul se identifică și începe să accepte. Deci câmpul nu s-a câștigat într-o discuție filozofică sau teologică sau într-o dispută despre folosul pentru societate. Nici nu s-a discutat. Acceptanța pentru aceste lucruri a venit pe poarta din spate, psihologic, printr-un simplu efect de obișnuință. Dacă îi vezi la televizor destul, te-ai obișnuit cu ei, atunci poți să îi vezi și în realitate, nicio problemă. Și așa ne-am obișnuit cu toate lucrurile acestea și am fost învățați să acceptăm o cultură pe care Dumnezeu nu o acceptă și nu îi place. Am înțeles. Pentru completarea tabloului, aș vrea doar să aduc în discuție ideea de om bestie sau om animal. Uh-huh. Începe odată cu, din nou, Nietzsche, Freud, așa mai departe, complexul acesta. Și avem de-a face cu omul care supraviețuiește datorită faptului că este dur, că este violent, că face trimitere la instinctele sale primare, astfel încât avem de-a face cu o prezentare a evoluției foarte puternică aici. Pentru ca să facem legătura cu media, aduceți-vă aminte de filmele alea mai vechi cu Tarzan, care este crescut în mediul animal și astfel el ajunge să fie sălbaticul care este bun prin excelență. Este împlinirea filozofiei lui Jean-Jacques Rousseau de data aceasta într-un sistem media destul de bine pus la punct. Planeta maimuțelor și așa mai departe. Vorbesc, au la bază teme filozofice destul de interesante, dar până la urmă se au ca fundament ideea aceasta a evoluției și a faptului că nu este deosebire între lumea animală și lumea umană. Ca urmare, omul se comportă ca animal și animalul se comportă ca om. Se schimbă lucrurile. Pe de altă parte, este elementul pozitiv și bun în răul absolut, considerat absolut, în frumoasa și bestia, în personaje negative, ca, eu știu, în desene animate, în Shrek sau în alte producții în care este un personaj negativ, dar care până la urmă arată că totuși este ceva bun acolo, schimbă perspectiva. Este o organizație, se numește Little Light Media și se ocupă de disecarea tuturor producțiilor de la Hollywood și explică de ce sunt extrem de periculoase și cum influențează mintea noastră și modul de gândire. Aș vrea să mergem în schimb cu discuția mai departe și să ne axăm un pic pe felul în care spiritismul invadează, în primul rând, domeniul științific. Spiritismul, spuneați mai devreme un pic, că revine într-o altă haină. Nu într-una religioasă, ci se impune prin
folosirea spațiului științific. Personal, deci, nu mă sperii la momentul acesta. Nu vreau să spun că nu e periculos, dar în momentul ăsta nu mă sperii atât de mult de exercițiul miraculos al spiritismului, de minunile care le face, elementele de senzație supranaturalul care este prezent acolo, cât mă sperie puterea lui de a schimba gândirea generației de azi. Mai subtil și mai eficient. Deci, și face lucrul acesta prin folosirea științei, prin schimbarea limbajului și prin schimbarea conceptului existențial al nostru atunci când introduce evoluția. Sunt trei lucruri. Acum, la capitolul știință, aș vrea să pornesc puțin, o să las pe Elvis să continue. Einstein. El merge și meritul său este că împinge limitele științei până la marginile inexplicabilului. Și în momentul în care el ajunge să înțeleagă relativismul, el introduce relativismul ca principiu științific. Și din momentul acela, noi avem termenul relativism în toate domeniile. Adevărul este relativ, știința este relativă, cunoașterea este relativă, totul este relativ. Nimeni nu are o cunoaștere foarte exactă a lucrurilor, datorită faptului că undeva este o limită de unde nu mai putem explica așa. De acolo începe relativitatea. Planck este acela care introduce teoria cuantică. Bohr, ideea că până la urmă lumina se manifestă în două posibilități, principiul energie particulă. Toate aceste lucruri sunt imposibil de explicat. Prima dată când am avut eu contact cu teoria cuantică, îmi explica vărul meu, zice, uite, vezi, ai 6 ferestre pe aici. La nivel subatomic, un electron, îți poți imagina că poate să iasă prin toate cele 6 ferestre deodată? Și am zis, nu-mi imaginez. Păi zice, asta este mecanica cuantică sau teoria cuantică. Sunt lucruri imposibil de explicat. Ei bine, în momentul în care știința descoperă lucruri care în știință sunt imposibil de explicat, pentru că termenul de știință presupune neapărat că există o explicație. Sunt lucruri repetabile și măsurabile. Ori în momentul în care teritoriul acesta și pășești într-un alt teritoriu, care este tot atât de științific, dar care nu mai este repetabil, nu mai este măsurabil, îți depășește capacitatea ta de înțelegere, în momentul acela ești obligat să înțelegi că sunt lucruri de neînțeles. Și din punct de vedere filozofic, toate aceste lucruri justifică elementul ocult. Deci dacă în lumea științifică există un domeniu foarte relativ, inexplicabil și așa mai departe, înseamnă că peste tot există acest domeniu. Și domeniul acesta este și în religie, este și în filozofie, este și în cunoaștere, peste tot. În psihologie de asemenea. Și atunci acest element al relativismului, al ocultului, invadează toată existența noastră științifică. Pune, deci creează niște premise pentru Imea Tălvis, creează niște premise pentru înțelegerea fenomenului spiritist și acceptarea lui. Nu numai creează premise pentru înțelegerea lui, pentru îl identifică ca necesitate. Trebuie să existe ocultul și spiritismul. Deci, dacă în știință există așa ceva, trebuie să fie și în celelalte ramuri ceva pe care să-l descoperim la fel, în același domeniu. Elvis? Există o problemă la rădăcina științei, care face parte din filozofia științei, în care știința s-a distanțat de orice fenomen spiritual, așa de mult încât omul rămâne flămând, să zicem așa, în domeniul acesta. Asta e unul dintre motive de ce acel ateism militant a produs așa de multă tendință înapoi la extremele manifestații spiritiste. În știință, școala, de exemplu, de știință clasică se încheie cu teoria relativității, în care, ironic, este complet greșit înțeleasă în cultura populară. Ceea ce
este constatat științific de Einstein, nu este relativitatea tuturor legilor. Din contră, legile sunt fixe, spațiul și timpul este relativ, dar legile rămân. Și exact asta este ultimul punct. Când progresăm de aici mai departe și mergem în teoria cuantică, se produce o nouă realitate, o nouă descoperire, în care există două feluri de a vedea lucrurile naturale. Până aici, toată știința este deterministică. Asta înseamnă că, ca într-un joc de biliard, dacă știu legile fizicii și știu cu ce viteză o minge se mișcă, unde, în ce direcție o să lovească și cum o să miște celelalte bile și pot să socotesc exact ce se va întâmpla. Este deterministic, este determinat. Când ajungem în lumea cuantică, nu este așa. Pentru că ceea ce se descoperă de cercetătorii, cum este Heisenberg, Schrödinger, Bohr și Planck, este că natura pe nivelul particolelor are o natură diferită. Adică, există două feluri de a vedea un particol. Pe de o parte este o undă, este un câmp de probabilități și un fel de câmp de energie, dacă vreți așa, cum este câmpul magnetic. Pe partea cealaltă se poate manifesta fizic și atunci este un particol. Și are ambele naturi, nu una dintre ele. Și când acest lucru se întâmplă pe nivelul științei, interesant este că cei care au cercetat aceste lucruri n-au fost oameni care au fost spiritiști ei. Dar spiritiștii imediat au spus, știam noi, voi ați dovedit că există spirit. Și acum trebuie să-l cercetăm. Adică locul acesta unde universul nu mai este deterministic și pe nivelul particolului nu există siguranță unde este decât o probabilitate, ei, aici este libertatea de voință, aici este spiritul, aici este gândirea, aici este locul unde se intersectează știința și această nouă formă filozofică de ocultism. Nu numai se îmbrățișează. Nu numai atât, dar legătura între fizic și metafizic este demonstrată aici. După cum în zona cuantică particula se transformă în energie și energia se transformă în particulă, la fel, lumea spirituală intervine în lumea materială și lumea materială intră în lumea spirituală. Este o zonă de frontieră cu care se ocupă spiritismul și această zonă de frontieră este recunoscută, asta mi se pare extraordinar, este recunoscută în anul 1969 de Universitatea California, laboratorul Berkeley, în momentul în care parapsihologia, care studiază exact treaba asta, este acceptată ca știință de studiu la nivel academic. În 1979 se ia primul doctorat în parapsihologie, și din momentul acela laboratorul Berkeley folosește modele mistice pentru a crea o filozofie a universului întreg. Foarte interesant, modele mistice, gândiți-vă la ce înseamnă misticism, gândiți-vă la legendele despre care vorbea anterior Elvis, misticismul grecesc, toate legendele orientale sunt luate și acum sunt aduse în laborator și pe baza lor se creează o imagine a întregului univers. Astfel că în perioada asta, Fridge of Capra, care este un om de știință, un om al fizicii, vorbește despre faptul că fizica de până acum, cea carteziană și newtoniană, s-a terminat și din momentul acesta este depășită. Spre ce ne îndreptăm? Voi concluziona, el spune, ne îndreptăm spre o fizică intuitivă. Cum o fi asta? Se folosește intuiția, el spune, se folosește principiul yin-yang, teoria elementelor care se opun, elementele care sunt în contradicție. Avem de-a face cu o dialectică. Foarte interesant treaba asta, ca și paranteză, în Geneza, când Eva se întâlnește cu maestrul înșelăciunii, Satan îi spune, veți cunoaște binele și răul, yin-yang, principiul acesta al dialectului adevăr-minciună, lumină, întuneric, cald, rece și așa mai departe,
veți folosi principiul acesta și veți evolua, veți ajunge ca Dumnezeu. Este exact principiul acesta care este introdus în momentul acesta de acest om al fizicii, Fridtjof Capra, extrem de renumit astăzi, extrem de acceptat de toată lumea. Astfel încât ajungem într-o zonă în care știința nu mai este știință. Și de asta spuneam, în momentul în care copiii noștri în generația actuală merg la universități, studiază, ei se întâlnesc cu acest nou tip de abordare. Ei nu mai studiază legile acelea imutabile, științifice, lăsate, care ajung să fie înțelese de noi, ci intră într-o zonă de neînțeles, care tulbură raționalitatea și care creează premiza aceasta de ocult și spiritist imediat în zona academică. Există încă un efect care este cu atât mai mare, cu atât e ca o pendulă, în care pendula merge într-o direcție și apoi cu mai mult avânt merge în cealaltă direcție. Prin acest neomarxism care a tras pendula foarte mult în direcția ateismului și mai ales oamenii de știință au cultivat între ei o atmosferă din aceasta de batjocore față de orice fenomen duhovnicesc, acum ei descoperă aceste fenomene care ai putea foarte bine să le numești duhovnicești, pentru că nu există o explicație pur deterministică pentru ele, și există un fel de nouă toleranță între oamenii de știință pentru aceste lucruri ca niște lucruri științifice, pentru că sunt documentate. Și să știți că în astăzi nu există nicio știință care se consideră mai bine documentată și mai bine dovedită decât electrodinamica cuantică. Deci știința cuantică este cea mai documentată știință care există. Orice smartphone folosește formulele acestea. Dacă nu ar exista. Face parte din lumea noastră modernă, este ceva foarte normal. Iar ceea ce se întâmplă acum este un fel de sintetizare în care cultura cea nouă face știință pe toate nivelele. Precum o spus Fridtjof Capra, el zice că, deci cartea lui cu care a ajuns vestit este taul al științei. Deci un fel de căsătorie între taoism și știință și acel principiu de contrast între lumină și întuneric, între logică și instinct, devine temă numărul unu. De exemplu, Karl Popper, un filozof al științei, începe să spună poate știința evoluează mai departe, mai bine, nu prin cercetare sistematică numai, adică prin logică, dar și prin instinct, prin o descoperire instinctivă, emoțională a ceea ce ar putea să fie adevărat. Cu alte cuvinte, prin descoperire pur și simplu. Adică, la un moment dat, cineva trebuie să-ți reveleze ca într-un tablou o anumită idee care îți vine în minte pe momentul respectiv. Actul poate să fie act hipnotic, autohipnotizare, sugestie, autosugestie, intuiție sau alt gen, toate acestea fiind până la urmă ramuri de înțelegere psihologică a subconștientului sau a inconștientului uman. Și când ajungem aici, vorbim de psihologie, de tensiunea între conștient și subconștient, de faptul că în ultima vreme se dă mai mult credit subconștientului decât conștientului. Conștientul este limitat la ceea ce cunoaște. Subconștientul depășește cunoașterea noastră printr-o iluminare cosmică, datorită faptului că face parte din marele univers, subconștientul, nu ca și conștient. Aș spune așa, în știință, mai ales în științele naturale, se naște un fel de nouă religie, care seamănă foarte mult cu druidismul vechi european. Un fel de dragoste pentru pământ, pentru Gaia. Noi pentru ecologie. Care tot apar exact paralel cu aceste dezvoltări în domeniul știință, este că știința nu trebuie să se ocupe doar de descoperirea tehnologiei care să fie folositoare pentru om. Un pom este folositor dacă îl tai, fac din el un lemn și cu bara aia construiesc o casă.
Nu, un pom este valoros în sine. Are o valoare prin faptul că este pom. Iar această valoare nu poate să fie negată, nu poate să fie dată la o parte. Trebuie să învățăm să apreciem valoarea vieții. Pentru că, de fapt, ce suntem noi din punct de vedere evoluționar? Altceva decât o maimuță mai evoluată un pic. Și șobolanul nu este altceva decât tine. Este același lucru, doar că nu este pe același nivel de dezvoltare evoluționară. Și dar are aceeași valoare. Și aceasta este percepția nouă în știință, în care devine un fel de cultură populară, care astăzi o vedeți peste tot, că trebuie să ocrotim natura. Trebuie să ocrotim natura pentru orice preț. Deci înțeleg puțin că folosirea ecologiei în momentul acesta este tot un fel de, cum să spun, de arestarea unei științe și introducerea ei obligatorie în submintea aceasta spiritistă care conduce până la urmă sau subordonează domenii științifice în avantajul ei. Fritjof Capra a zis despre asta, a numit-o respiritualizarea științei. Okay. Deci înțeleg că în prima fază ne confruntăm cu o știință care legitimează și declară fenomenul spiritist ca fiind prezent, natural, științific, nu neapărat rău. În a doua fază urmează o transformare a fenomenului spiritist în obiect de studiu. Corect. Și acesta este studiat, este predat, este explorat, este diseminat astfel din ce în ce mai mult. Îmi dai voie puțin, nu știu, aș fi vrut ca aici să intervin, să introduc, sau dacă vrei mai târziu, problema limbajului. Da, continuă. Ajungem la limbaj, okay, pentru că Elvis a spus câteva lucruri despre evoluție. Și vreau să intrăm puțin pe evoluție. Evoluția care stagnează în acel context. Totuși, spiritismul prezintă evoluția dintr-o altă perspectivă. O evoluție care îl poate face pe individ să ajungă la divinitate, să ajungă la semizeu, să ajungă la o stare mult mai înaltă decât cea pe care o are. În contextul acesta, cred că da. Începând cu Alice Bailey, ni se propune la un moment dat ca omenirea să ia în propriile sale mâini evoluția ei. Până acum, evoluția ne-a dus pe noi, n-am știut încotro mergem, dar acum noi, ca ființe umane, suntem suficient de deștepți, suntem suficient de avansați, ca de acum încolo să hotărâm noi în ce direcție mergem. Și lucrul ăsta se face prin două metode. Metoda numărul 1, prin inginerie genetică, în care noi vom hotărâ până la urmă încotro mergem din punct de vedere organic. Vom hotărâ de câți ochi avem nevoie, de câte mâini avem nevoie, dacă mai avem nevoie de păr sau nu mai avem nevoie de păr și așa mai departe. Noi vom rezolva toate lucrurile astea din punct de vedere genetic, vom rezolva problema bolilor, vom depăși durata de viață tot prin inginerie genetică, vom aștepta la un moment dat să descoperim însăși secretul vieții. Știm că sunt oameni care s-au pus la conservat de acum câțiva zeci de ani în așteptarea acestui moment ca să fie reînviați datorită acestui sistem de gândire. Adică folosesc aceste exemple pentru a arăta că noi nu vorbim de lucruri proaste. Vorbim de realități și lucrul ăsta s-a întâmplat printre elitele sociale acestui pământ. Ei s-au conservat în helium și în alte containere pentru ca ulterior să fie resuscitați în momentul în care vom descoperi viața. Ei bine, și în condițiile astea, al doilea nivel este prin dezvoltarea noastră la nivel de subconștient sau de conștiință colectivă. Noi va trebui să ajungem la o conștiință mult superioară, astfel încât să putem comunica cu maestrii
ai energiilor cosmice, astfel încât să fim compatibili cu ei. Dumnezeu nu mai există. Dumnezeu este înlocuit de acești maestri care vor să ia legătura cu noi, să dialogueze cu noi, dar noi n-am fost suficient de inițiați, n-am ajuns la treapta respectivă de dezvoltare și ei n-au putut să ne ajute să ne dezvoltăm mai departe. Cu alte cuvinte, din momentul ăsta ne luăm în mâini evoluția noastră și prin inginerie genetică, prin legăturile cu supraumanul și cu metafizicul, noi vom ajunge la o nouă stare de existență psihică și fizică. Supraomul. Pe acolo ne îndreptăm. Deci, spiritismul, și cu asta închei, evoluția a vorbit până acum de o evoluare organică a omului. Am pornit de la gândac și am ajuns la om. De acum încolo, spiritismul spune, nu mai este cazul de așa ceva, de acum încolo noi vom merge și vom descoperi supraomul la nivel de conștiință sau de conștiență supraumană. Ăsta este viitorul nostru. De acum încolo îl căutăm pe Dumnezeu. Noi vom deveni ca Dumnezeu. Elvis, înainte să discutăm despre limbaj, dacă ai ceva de spus pentru partea de evoluție. Problema cu evoluția este așa, evoluția nu începe ca o idee științifică. În începuturile lor, nu vorbesc despre teoria evoluției cum a fost formulată de Darwin. Chiar înainte de Darwin, cei care au avut aceste idei au fost ocultiști, iar au avut-o pentru că face parte din principiile hermetice, principiile oculte ale studiului mistic. Și vorbește despre evoluția Duhului, evoluția Spiritului, la un nou nivel, la o nouă stare de minte și așa mai departe. Și există acele două axe pe care se evoluează. Se evoluează pe nivel științific în două aspecte, unul pe care l-a menționat Valentin și încă unul care se numește transumanism, adică augmentarea omului prin ajutoare digitale sau tehnologice. Bagă un chip în creier ca să țină mai bine minte și așa mai departe. Studiul pe nivelul inteligența artificială care susține pe om în toate aspectele vieții. Devine tot mai obișnuit acest lucru. Și pe nivelele acestea, în paralel cu dezvoltarea psihologică a omului pe alt nivel, de alt stil de gândire, alt sentiment și așa mai departe, spiritismul nu este văzut ca spiritism. Acționează foarte liber și direct, dar nu este recunoscut ca atare. Ellen White avertiza în Marea Luptă de faptul că spiritismul o să își dea apariția științifică și cei care vin cu explicații științifice sau apărând științifice nu fac o lucrare bună pentru că maschează pe cel rău ca să nu putem să-l recunoaștem din prima. Menționați ceva despre limbaj. Cum se transformă limbajul? Scurt de tot. Pierre de Chardin, unul dintre părinții teozofiei, în momentul în care el scrie sub inspirație, el este un fel de mașină de scris. În momentul în care intră în transă și sub inspirație, spiritul lui îi dictează ceea ce scrie. El aude dictarea respectivă și el nu face altceva decât scrie ceea ce îi dictează spiritul. Ei bine, în cadrul acestei dictări, ei formează un dicționar de termeni propriu. Aș vrea să vă citesc câțiva dintre ei ca să vedeți cât de frumos sunt, ce forță de exprimare fantastică au în ei. Prin această forță de exprimare, ei au reușit să câștige atenția publică, au reușit să câștige atenția academică, au intrat în universități, au făcut lucrări de doctorat cu termeni care i-au uluit pe ceilalți. Ei pur și simplu au reinventat limbajul. De asta vă spuneam că se modifică idei în mintea noastră ca societate. Deja Elvis a folosit unul dintre termenii acestea, transumanism, în care omul se schimbă cu ajutorul tehnicii, nu numai cu ajutorul geneticii. Nouă ne este frică de chipuri, dar ei văd în apariția chipului momentul sau modalitatea prin care noi vom ajunge supra oameni.
Și noi nu vom face altceva decât cu gândirea vom, probabil, vom activa 10 de procesoare în noi, astfel încât vom ajunge la răspunsuri științifice în mod instant, ceea ce acum nu suntem în stare de așa ceva. Ei bine, mă întorc la ideea de termeni. El creează termenul conștiință colectivă, antropogeneză, ceea ce înseamnă geneză progresivă. Noi avem în Biblie cartea Genezei și zicem că geneza s-a terminat. El creează termenul de antropogeneză, care vorbește despre geneza omului care evoluează în continuu, geneză progresivă. El folosește termenul de supraconștiință, stare, ceea ce înseamnă stare supremă de conștiință, pe care nu o avem acum, însă o vom avea în momentul în care vom ajunge la o conștiință colectivă superioară conștiinței noastre. El spune că în momentul în care vor fi mai mulți oameni care ajung la o stare de conștiință superioară, acesta va crea un fel de masă critică, astfel încât noi vom fi gata ca omenire să primim revărsarea de energii universale în lumea noastră. Va fi o nouă cincizecime. Revărsarea Duhului Sfânt este explicată în felul acesta, prin această supraconștiință. El folosește și implementează ideea de New Age, unificare universală, termen ca socializare, colectivizare, totalizare, planetizare, supraumanizare, apariția ultraumanului. Ultrauman. Noi folosim termenul de suprauman, dar ei folosesc termenul de ultrauman. Toți termenii aceștia fac parte din limbajul lor care impresionează și care câștigă pur și simplu mintea și atenția omului de știință. Este interesant că am vorbit despre Teilhard de Chardin, pentru că el se află la punctul de cruce între religie, psihologie și știință. El este matematician, este filozof, este cercetător, paleontolog, fizician și așa mai departe, și în același timp este om, este preot, este iezuit. Și tot ce produce el este un fel de toleranță a Bisericii Catolice pentru teoria evoluției. Teoria evoluției, prin în mare parte influența sa, a devenit o doctrină a Bisericii Catolice. Și este acceptată la Vatican II, la Conciliul Vatican II din 62, da. Foarte interesant este că înainte de el, Biserica Catolică refuză în mod oficial teoria evoluției. După el, care a fost evoluționist și deseori acuzat din cauza că a fost darwinist social, adică el vorbește numai despre evoluția întâmplătoare, dar despre evoluția pe care noi putem să o conducem pe nivel social. Deci nu evoluția individului sau biologiei, ci evoluția societății pe care noi trebuie să o luăm în mână și să facem un design al unei societăți mai bune. Ceea ce este subiectul cel mai iubit al neomarxismului, bineînțeles. Și aici, pentru că el se află exact la punctul de tăiere între religie și știință, Iosef Ratzinger, mai târziu, care a devenit papă, a fost primul papă care l-a ridicat pe el, pe când el la început a fost un pic marginalizat, pentru că avea idei un pic ciudate. Astăzi, teoriile lui sunt standardul catolic. Ne îndreptăm spre ultimul segment al emisiunii noastre, și anume spațiul religios și felul în care spiritismul invadează această zonă. În Tragedia Veacurilor, în acest capitol 34, se vorbește despre modul în care ar trebui să recunoaștem spiritismul și prezența lui. Duhurile nu fac nicio deosebire între neprihănire și păcat, între cei mai nobili și curați apostoli ai Hristos și cei mai stricați slujitori ai lui Satana, prezentându-i pe cei mai josnici oameni ca fiind în ceruri și foarte înălțați acolo. Satana spune lumii: nu contează cât de păcătoși sunteți, nu contează dacă voi credeți sau nu în Biblie și în Dumnezeu. Apostolii, așa cum sunt prezentați de aceste duhuri mincinoase, sunt făcuți să contrazică tot ce au scris sub inspirația Duhului Sfânt atunci când au fost pe pământ. Ei neagă originea divină a Bibliei,
și în felul acesta dezrădăcinează temelia nădejdii creștinului și îndepărtează lumina care descoperă calea către ceruri. Sunt niște declarații foarte tranșante. Cu alte cuvinte, acești oameni neagă valorile Bibliei destul de direct. Cu toate acestea, la pagina 558 ni se spune, chiar și în forma lui actuală, departe de a, mai, de a fi mai vrednic de tolerat decât până acum, în realitate este mai primejdios, vorbim de spiritism, din cauza unei amărgiri mai subtile. Dacă la început a denunțat pe Hristos și Biblia, acum declară că le acceptă pe amândouă, dar Biblia este interpretată într-un mod care place inimii nerenăscute, în timp ce adevărurile solemne și vitale sunt făcute fără valoare. Se stăruie asupra iubirii ca fiind atributul de căpetenie al lui Dumnezeu, dar este coborâtă la un sentimentalism slab, făcând o mică deosebire între bine și rău. Cu alte cuvinte, ce îmi spune acest pasaj este că spiritismul își găsește o poartă puternică de intrare în creștinism, nemai negând prezența lui Hristos, rolul lui, nemai negând adevărul biblic, dar transformându-le în așa fel încât să le facă lipsite de forță. Ce ne puteți spune despre această, cum s-a produs această intrare a fenomenului spiritist în creștinism? Elvis? Trebuie să vedem efectul care este în lumea generală, în care lumea s-a dezvoltat mai departe. Există fenomene minune în lume, dar sunt luate din monopolul bisericii, unde se aflau mai înainte, și acum sunt pe nivelul de cultură populară, în filme, în spiritism, în jocuri video și așa mai departe. Adică se întâmplă mai multe minuni, mai multe fenomene uimitoare în lumea populară decât în biserică. Și practic biserica a pierdut influență pe nivelul acesta. Reapariția acestui lucru în biserică se face în forma mișcării carismatice. Este exact la punctul acela când începe să crească din nou, în 1950, să crească din nou spiritism și pătrunde în mod puternic în biserici, în Calvary Chapel și mișcările acelea care au fost la început, Hillsong Movement și toate acestea, care încep să formuleze o doctrină în care se spune următorul lucru. Noi, dacă suntem cu adevărat Biserica lui Dumnezeu, va trebui să existe în mijlocul nostru fenomenul spiritual. Darurile spirituale care, adică vindecări, vorbire profetică, vorbire în limbi, toate lucrurile acestea devin un lucru care trebuie să documenteze că noi cu adevărat suntem biserica. Iar spiritismul în mod puternic intră în biserică și același fenomene cu care se sărbătorește religiozitatea ocultă în India, în yoga, în fakirism, în iainism, în toate religiile acestea, dintr-o dată apar în creștinism aceleași fenomene. Vorbire care nu înțelege nimeni, glosolalie, râs necontrolat, tremurări din acestea și așa mai departe. Acestea se dezvoltă mai departe și devin așa de extreme încât sunt pur și simplu ridicole. Când apoi se desparte în două această mișcare, în ceea ce se numește neopentecostalism, care este, cum este John Wimber și aceste noi mișcări care redescoperă spiritualitatea aceasta extremă, experiențială, în care faci experiența că ești prins de Duhul Sfânt sau lovit de Duhul Sfânt, chiar așa se spune și se sărbătorește, nu? Cu acești predicatori la televizor care suflă și toată sala se răstoarnă sau treburi de-astea. Pe partea cealaltă se intelectualizează și se psihologizează cu persoana lui Norman Vincent Peale și ucenicii lui, Robert Schuller și toți ăștia care vin după el, care fac din religie un fel de principiu de motivație. Cum să trăiești o viață mai bună, cum să fii mai prosper, cum să fii mai inteligent, să fii mai eficient și așa mai departe. Și toată mișcarea aceasta se naște tot din această renaștere a spiritismului.
Poate ați văzut filmul The Secret. Filmul acela este doctrină pură despre care scrie Blavatsky. Este ocultism pur. Dar este argumentat acolo de pastori creștini care spun că este creștinism. Care pastor? Cum vedeți aceste lucruri spuse de Elvis, pe de-o parte, și dacă sunt și altele care favorizează pătrunderea? Aș adăuga la citatele pe care le-ai folosit anterior, din capitolul Spiritismul, pagina 457 din cartea Tragedia Veacurilor. Spiritismul a distrus și distruge mii de oameni îndemnându-i să-și tolereze diversele vicii și brutalizând astfel întreaga natură a omului. Este o continuare a ceea ce se întâmplă și pe... Dostoevski în aceeași secvență, în secvența aceea, eu știu, faimoasă, Marele Inchizitor, vorbește la un moment dat spunând că religia medievală și-a folosit duhovnicii ei ca în confesionarul creștin să-i lase, sau prin confesionarul creștin să-i lase pe oameni să păcătuiască. El spunea așa: îi vom lăsa să păcătuiască, dar doar cu voia noastră. Noi le vom da voie să păcătuiască. Care este, de fapt, slujba unui duhovnic? Te duci la ei, îi spui ce ai făcut și el spune: bine, ok, ai făcut treaba asta, îți dau 50 de mătănii și ai scăpat. Cu alte cuvinte, te pune la lucru, faci anumite lucruri bune, astfel încât să faci un bine social, dar ăsta este prețul pentru ca tu să păcătuiești mai departe. Spiritismul continuă această ideologie, numai că nu mai sunt duhovnici, ci pur și simplu dă voie omului să păcătuiască la liber, pentru ca în felul acesta omul să iubească această teorie, să-i placă și să spună: ce bine te îngrijești tu de nevoile mele. Și pentru a-și desăvârși opera, spiritismul declară că adevărata cunoaștere îl plasează pe om mai presus de orice lege, că orice am face este bine. Elvis, ai amintit la un moment dat de cartea lui Planck, care vorbea despre taoism. Taoismul este religia unui artist care nu trebuie să facă altceva decât să se împace cu sine însuși. Adică este cartea lui Capra. Capra? Da. Mulțumesc. Mulțumesc mult. Taoismul, deci, face ca omul să se împace cu sine însuși, și cu aspectele lui bune, și cu aspectele lui rele. El spune că ăsta sunt eu, dar nu e nicio problemă. Yin-yang se compensează în mine și până la urmă ăsta este propria mea existență. Cu cele bune, cu cele rele. Ideea asta pătrunde în creștinism foarte puternic astăzi sub ideea de har ieftin. Dumnezeu a murit pentru noi ca noi să rămânem la fel, cu cele bune, cu cele rele. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Ideea aceasta este formulată și în felul următor: să poți să te iubești pe tine. Mulțumesc. După aceea, după ce se spune că omul este mai presus de orice lege, Dumnezeu nu condamnă și toate păcatele sunt nevinovate. E foarte interesantă treaba asta. Toate păcatele sunt nevinovate. Se distruge ideea de păcat. Gândiți-vă foarte bine la lucrul ăsta. Se distruge ideea de lege, se distruge ideea de păcat în partea cealaltă. Păcatul devine nevinovat. Păcatul devine doar o necesitate a omului. Trebuia să facă și el treaba asta. Și atât. Când oamenii ajung să creadă în felul acesta că dorința este legea supremă, că libertatea înseamnă libertinaj și că omul este responsabil numai față de sine însuși, ar trebui să ne mai mire că imoralitatea și depravarea abundă la orice pas. Asta este problema protestantismului modern, care plasează protestantismul față în față de spiritism și protestantismul nu are nicio posibilitate să se apere. El stă cu porțile deschise în fața invaziei păgânismului spiritist, care intră în sistemul lui de gândire și care îi alterează întreaga cunoștință pe care a avut-o până în momentul ăsta. Evanghelizare, pagina 600. Mi se spune un lucru interesant în legătură cu un aspect care poate nu l-am acoperit prea bine până acum.
Subcapitolul se intitulează pe punctul de a lua lumea în stăpânire, se referă la spiritism. Uh-huh. Spiritismul este pe punctul de a lua lumea în stăpânire. Mulți cred că spiritismul este susținut prin șiretlicuri și impostură, dar lucrul acesta este departe de adevăr. Puterile supraomenești lucrează printr-o varietate de căi și puțini au o idee cu privire la felul în care vor avea loc manifestările spiritismului în viitor. Scrie atunci. Temelia pentru succesul spiritismului a fost pusă prin afirmațiile făcute de la amvoanele din țara noastră. Pastorii au predicat ca învățături biblice niște idei false, al căror autor este marele înșelător. Cu alte cuvinte, există o anumită doctrină predicată de la amvoane care asigură un succes puternic mișcării spiritiste. Corect. Și se referă la învățătura despre starea de conștiință a omului după moarte. Cum ajunge această doctrină să îmbrace și să acopere întregul spectru protestant? Îmi permiți, aș vrea să reiei întrebarea asta. Există un prieten al meu care mi-a trimis și mi-a făcut următoarea observație, aș vrea doar să o trecem la nivel de paranteză. El spunea, aveți grijă să nu se înțeleagă că nu e nicio deosebire între fizica cuantică și spiritism. Aș vrea să spun de acum, fizica cuantică este o știință, nu e nicio problemă, numai că ea este arestată de spiritism și folosită de spiritism pentru a justifica teoriile sale. Nimic altceva. Deci facem deosebire între fizica cuantică ca știință și între spiritismul care folosește fizica cuantică pentru a mistifica cunoașterea atât religioasă cât și științifică. Am încheiat, ne întoarcem la întrebarea ta. Mai ai... E bine? Absolut. Bun. Întrebarea ta era? Ne spuneam de faptul că un alt mod prin care spiritismul pătrunde în creștinism, dar în mod special în protestantism, este prin doctrina nemuririi sufletului. E interesant, am întrebat la evanghelizări pe oameni în legătură cu cine sunt îngerii ăștia care noi tot vorbim despre ei și vrem să ne ajute. Cerem să ne ajute, să fie cu noi, să ne scape, să îngrijească de noi. Și marea majoritate a celor care veneau și care nu aveau o cunoștință foarte clară biblică, făceau legătura între bunicul decedat și îngerul care îl ajută. Între mulțimea de oameni care au murit până acum și sufletele lor sunt la nivel celestial, spuneau ei, și o mulțime de duhuri care acum vin și ne ajută în fiecare moment în viața noastră. Deci îngerii erau duhurile celor care muriseră. Foarte interesant această legătură care s-a făcut cumva în mintea omului care nu studiază Scriptura și care nu-și dă seama că n-au nicio legătură unii cu alții. Te rog. Da, Elvis? Aș vrea să înțelegem caracterizarea biblică a acestor lucruri. În ebraică sunt puse toate sub un fel de titlu general de vrăjitorie, machshef sau machshefa. Și aceste vrăjitorii, Biblia ne spune că încep cu neascultarea, ceea ce ajungem la ce am vorbit înainte. Că și în creștinism... teologia devine o teologie a harului ieftin în care poți să faci ce vrei, pentru că este sancționat prin harul lui Dumnezeu, sancționat prin dragostea cea mare a lui Dumnezeu care acoperă toate lucrurile. Și până la urmă ai vrut dintr-un motiv pozitiv, nu? Astea au fost și argumentele pe care Saul le-a adus. Când Biblia ne spune exact în locul acela că aceste vrăjitorii încep cu atitudinea aceasta de neascultare, eu cred că exact acest lucru este punctul în care doctrina aceasta se leagă. Neascultarea de Dumnezeu și de cuvântul său în care ne explică care este cu adevărat starea omului când moare, permite ca în momentul în care nu ascultăm de ce spune Biblia, ci preluăm ideile care sunt foarte răspândite pe lumea aceasta și în aproape orice cultură, se găsește această idee de un suflet nemuritor sau ideea că sufletul are un fel de existență în afara corpului, ceea ce este o idee esențială a neoplatonismului, prin care
sistemele de gândire vechi, păgânisme, au fost prezervate până în timpul de astăzi. Și această idee este punctul de conexie între taoism, budism, hinduism, toate șamanismele lumii în Africa și în Siberia și oriunde ai merge în lume. Toți cred acest lucru, că undeva în om, acest duh care noi îl avem în noi, are un fel de independență de trup. Deci dacă moare bunicul, poate pot să vorbesc cu el, dacă pot să intru în lumea duhovnicească. Șamanii o fac cu droguri și cu nu știu ce, alții o fac cu mediu, alții o fac prin mijloace științifice. Aș vrea să înțelegem ce se întâmplă, unde ne duce dacă eu cred, unde ne duce ideea că cel ce mă asistă pe mine din mediul supranatural nu e un înger, ci este un decedat, un om decedat cândva. Îngerul ar trebui să respecte principiile lui Dumnezeu. E sfânt, vine de la Dumnezeu. El respectă voia lui Dumnezeu. El poate să fie controlat după Scriptură. Dacă nu este un înger și dacă este bunicul, străbunicul sau oricine altcineva, spre exemplu, Alain de Kardec își avea mentorul lui, care era venit din lumea spiritelor, care l-a însoțit toată viața lui, i-a dictat cărțile. Platon avea un demon care îl asista de asemenea în demersurile lui și așa mai departe. Ei bine, când toți aceștia sunt oameni care te ajută, tu zici așa, bă, omul e și bun și rău. Are și el slăbiciunile lui. În cărțile de spiritism se vorbește la un moment dat că acești demoni își bat joc de mediumii respectivi. Se joacă cu ei, fac glume. Așa se explică șarlataniile care nu se întâmplă. Deci mi-a făcut o farsă demonul respectiv. Păi de ce? Pentru că este un om care a murit și care așa s-a purtat toată viața. Și e mai greu să-i faci față. Și în felul acesta, crezând că ai de-a face cu oameni, în realitate nu faci altceva decât devii subiectul demonic. În niciun caz îngerii lui Dumnezeu nu pot să ajungă la tine pentru că nu se poartă în felul ăsta. Dar în momentul în care tu te expui la o astfel de influență, influența respectivă nu poate să fie altfel decât demonică. În momentul ăsta probabil că ar trebui să spunem încă o dată că există îngerii lui Dumnezeu și există îngerii lui Satan. Și în momentul în care cel ce te influențează nu este un înger bun, trebuie să fie neapărat îngerul cel rău care este lângă tine și care pretinde că este Samuel care a înviat, că este bunicul care se îngrijește de tine, când în realitate acolo ai de face cu demonicul care se îngrijește de tine. Și asta este o problemă. Aș vrea să introduc Apocalipsa 16 în discuția noastră, dacă e posibil. Sigur. Citeam undeva, de fapt, cel ce scrie cartea Christ is Coming, Iisus Hristos vine, Norman Galley, spune că s-a studiat foarte mult spiritismul cu dovezi pro și contra, dar foarte rar se așează spiritismul în contextul lui Apocalipsa 16, de la 13 la 14. Și aici spune așa: apoi am văzut ieșind din gura balaurului, din gura fiarei, din gura prorocului micinos, trei duhuri necurate care semănau ca niște broaște. Acestea sunt duhuri de demoni care fac semne nemaipomenite, care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului Atotputernic. Și iată că Armagedonul este pregătit de această influență demonică, paranormală, supranormală, demonică. Da? De asemenea, de băgat de seamă că atât fiara cât și prorocul mincinos sunt sub influența acestor duhuri de demoni. Avem de-a face cu instituționalizarea lumii care este condusă demonic. Spuneam anterior
Ceea ce mă frământă și ceea ce mă sperie este faptul că nu minunile, ci pur și simplu știința și modul de abordare a cucerit lumea academică. Într-un alt studiu se vorbea că cei New Ageri sau persoanele care cred în New Age, ei își abandonează mintea lor și raționalitatea lor în fața acestor fenomene oculte, acceptând în felul acesta spiritismul. În consecință, noi avem de a face cu o bătălie pentru minte și pentru rațional care are loc în ultimul timp al acestei istorii. Demonii vor să anuleze capacitatea de gândire a ființei umane, ca omul să stea absolut sub dominarea lor și rezultatul să fie războiul împotriva lui Dumnezeu. Pentru că despre asta este vorba. Războiul împotriva lui Dumnezeu. A vorbit mai devreme un pic, Elvis, despre mișcarea carismatică. Uh-huh, uh-huh. Și felul în care această mișcare ajunge să domine protestantismul. S-a manifestat în mod special în lumea protestantă, în lumea pentecostală, am să spun. Cum s-a extins? Cum devine parte din manifestarea religioasă și a altor denominațiuni? Elvis. Eu m-aș întoarce aici, dacă tot am menționat Apocalips 16. Exact vorbind despre acest verset, Ellen White, în Marea Luptă, pe pagina 588, vorbește și explică că protestantismul din Statele Unite, care este incorporarea protestantismului apostaziat, va forma ceea ce Biblia numește profetul fals sau prorocul mincinos. Da? Iar apoi, al doilea pas va fi că protestantismul acesta din Statele Unite se va uni cu spiritismul, vorbind exact despre această mișcare de aparentă redeșteptare, despre care i-a avertizat și în alte locuri. Falsele. Iar apoi zice că al treilea pas va fi că acest protestantism, care este deja îmbrățișat cu spiritismul, se va uni cu puterea romană, cu Biserica Catolică. Pentru că, precum am văzut și nu am discutat încă, dar și în lumea catolică, în același timp când aceste fenomene se întâmplă în lumea protestantă, în lumea catolică se întâmplă același lucru, dar pe alt nivel. Încep statui să aibă sângerări și plânge Maria și tot felul de fenomene de genul acesta, care încep în paralel să aducă spiritismul și în catolicism, cu un pic altă formă. Dar cei mai cunoscuți spiritiști din lumea catolică, Padre Pio și ceilalți care sunt exorciștii bisericii și mai departe, vorbesc în limbi în mod regulat. Deci fenomenele acestea nu sunt fenomene care sunt doar în protestantism, ci sunt și în catolicism. Și așa, al treilea pas, cum zice Ellen White, este să se unească acest protestantism spiritist cu puterea romană. Iar apoi aceste trei puteri împreună, adică protestantismul, spiritismul și puterea romană, face anumite lucruri care vor iniția ultimele întâmplări. Când această unitate se unește cu puterea statului, Statele Unite, atunci ea spune că profeția se împlinește de la Apocalips 13 până la Apocalips 16. Ăsta este exact procesul despre care vorbesc. Dragii mei, gustul acesta al eliberării de legea lui Dumnezeu este un gust general. Mișcarea carismatică nu face altceva decât mută accentul de pe legea lui Dumnezeu, îl mută pe manifestarea Duhului sau a Spiritului. Mișcarea carismatică prinde penticostalismul, dar depășește penticostalismul foarte mult. Intră în protestantismul general, intră în metodism, intră în evanghelism, în mișcarea anglicană, intră în luteralism, intră, așa cum a spus Elvis, în catolicism și creează o bază, baza pentru o conștiință universală comună despre care am vorbit. Ecumenismul, să știți că nu va fi un ecumenism forțat, va fi un ecumenism
care va fi cerut de oameni datorită unei gândiri comune care s-a infiltrat în omenirea noastră datorită faptului că omenirea noastră a renunțat la legea lui Dumnezeu, a renunțat la Scriptură și a împrumutat un alt fel de a gândi care îi permite ca păcatul să fie considerat nevinovat. Noua gândire în care păcatul este acceptat este noua religie care se pregătește pentru viitor. Observați, vă rog, cum astăzi fiecare dintre noi devenim din ce în ce mai revoltați atunci când biserica încearcă pe baza legii lui Dumnezeu să disciplineze anumite păcate și să sancționeze anumite situații din biserică. Iar noi suntem aceia care spunem, uite cum biserica își abuzează proprii membri. Același lucru a spus Lucifer despre Dumnezeu în momentul în care l-a dat afară din ceruri. Lucifer a jucat ca victima, pe rolul de victimă. El a spus că este abuzat, că Dumnezeu este un abuzator, că legea lui Dumnezeu este extrem de aspră și așa mai departe. El a acuzat pe Dumnezeu ca fiind un balaur al cărui solzi este scris trebuie și nu trebuie. Deci acele porunci. Poruncele sunt elementul, reprezintă elementul cel mai contestat de către aceste mișcări. Aici suntem în momentul de care vorbim și mișcarea carismatică până la urmă a măturat întregul spectru creștin și necreștin și formează acea bază pe care clădește în momentul acesta ecumenismul. Citeam într-una dintre cărțile care vorbea despre mișcarea ecumenică și despre evoluția ei și cartea respectivă recomanda fenomenul carismatic ca fiind soluția ideală pentru unirea tuturor religiilor. Aici suntem. Lucrurile acestea care le amintiți și care se predică sunt prezentate în evanghelizare, pagina 608, spune și s-a atribuit spiritismului. Uh-huh. Într-adevăr, spiritismul declară că nu există moarte, păcat, judecată, pedeapsă, că oamenii sunt niște semizei necăzuți, că dorința este legea cea mai înaltă și că omul este răspunzător doar față de sine însuși. Ne apropiem de încheiere. În lumea aceasta teologică, ce alte curente mai există? Ce alte influențe mai putem aminti acum? Aș vrea să subliniez faptul că spiritismul vorbește despre necesitatea apariției unei noi religii. Spiritismul vorbește despre faptul că fiecare religie are o doză de adevăr, dar adevărul absolut va fi ajuns doar în momentul în care aceste religii se vor uni la oaltă și vor crea ultima, finala și adevărata religie pe care la care omul va trebui să ajungă. Și este vorba de această religie despre care am vorbit, a conștiinței universale, a unei colectivități de tip ecumenic, în care pământul acesta va fi introdus, în care noi vom avea o imagine ecologică asupra întregii lumi, ne vom schimba felul nostru de a privi lumea aceasta, o vom spiritualiza, vom putea comunica cu nevoile atât ale planetei, cât și cu nevoile omului, dar și cu nevoile universului în sine, pentru că omul va deveni o ființă universală. În cadrul acestei noi religii, creștinismul va trebui să dispară. Vom vorbi probabil data viitoare despre modul în care conceptul de Iisus Hristos încurcă această nouă religie și de asemenea modul în care ei planifică să desfințeze conceptul mesianic al Domnului Iisus Hristos. Aș menționa aici ca exemplu pentru exact acest lucru una dintre cărțile lui Teilhard de Chardin. A scris o carte care se numește Cădere, salvare și geocentrism, în care vorbește despre faptul că căderea în păcat a omului este înapoiat printr-o salvare în reorientarea omului de la sine la planeta întreagă. Dacă omul salvează planeta, s-a salvat pe el însăși. Asta este religia cea nouă.
o religie care poate accepta și un budist, o poate accepta și un hinduist, o poate accepta oricine. Mai este un aspect și anume modul în care cititorul cuvântului, Biblia rămâne aceeași. Asta este o mare problemă. Biblia rămâne aceeași. Și dacă Biblia rămâne aceeași, atunci ne confruntăm cu o problemă a interpretării ei. Ne confruntăm cu o atitudine din partea teologilor, dar nu numai a lor, de repoziționarea Scripturii. În ce măsură cititorul este cel care dă sensurile sau cine ajunge să interpreteze Scriptura corect astfel încât să-i schimbe complet sensul în acest context? Citesc de aici, mi se spune că în gândirea spiritualistă omul este co-creator împreună cu Dumnezeu. Adică el are capacitatea de a crea împreună cu Dumnezeu. Iisus Hristos este primul creator, iar omul, în momentul în care se ridică în știința și în cunoașterea lui, el devine colaborator cu Dumnezeu într-o creație. Din cauza aceasta, cuvântul lui Dumnezeu, care este scris prin inspirația divină, este înțeles de omul care îl citește acum, în așa fel încât el devine coautor în înțelegerea cuvântului. El devine coautor. Adică eu citesc aici cuvântul lui Dumnezeu și nu contează ceea ce scrie cuvântul lui Dumnezeu, contează cum îl înțeleg eu. Eu îi dau un nou sens cuvântului după noua conștiință pe care o am eu. Astfel încât avem de a face cu teoria reader response, răspunsului cititorului. Teoria răspunsului cititorului. Biblia rămâne Biblie doar în măsura în care eu ca cititor o înțeleg, o accept și mi-o însușesc. Adică dacă sunt anumite părți care nu mă interesează, epistola lui Iacov nu mă interesează, o dau la o parte. Dacă nu mă interesează Vechiul Testament, îl dau la o parte. Dacă mă interesează doar Noul Testament și asta Pavel, îl țin numai pe Pavel. Asta este teoria răspunsului cititorului, care este extrem de la modă astăzi. Așa s-a întâmplat că a fost posibil să apară Biblia lui Jefferson. Nu apăruse teoria asta pe atunci, dar practic a fost întotdeauna să iei din Scriptură numai ceea ce vrei. Este cum se închide cercul, pentru că teoriile neomarxiste care au infiltrat societatea sunt manifestate și pe nivel religios și aplicația lor consecventă, exact asta cer. Eliberarea duhului uman de sub logosul înforțat al logicii și al dictatului a ceea ce scrie, la ceea ce simt când citesc ceea ce scrie. Exact ăsta e punctul unde se înțelege un om ca, de exemplu, Capra, care el se consideră agnostic, dar șade ore în șir la plajă în California, meditând despre fizică. Acolo îi vin cele mai mari înțelegeri, când se simte unit cu universul. Iar Teilhard de Chardin, fiind catolic, descrie cum el șade în Mongolia sub pom și se simte unit cu pomul și cu tot universul. Ei, ăsta e experiența pe care amândoi o fac. Unul fiind creștin, altul fiind teoretic agnostic. Iar experiența meditantului călugăr din Lhasa, care este budist, este exact aceeași. Ăsta e punctul în care spiritismul îi aliază foarte natural. Și precum a spus Valentin, nu o să fie în forță, nu o să fie nevoie de forță. Nu numai că o să se facă voluntar, o să fie sărbătorită această unire. Psihologizarea, practic, o să joace rolul central în unitatea aceasta. Deci, observați cum se anulează cuvântul lui Dumnezeu, cum se anulează Biblia. Adică, am trăit peste 1500 de ani de religie întunecată, fără Scriptură. A venit protestantismul, a pus Scriptura în mâinile oamenilor. Sunt Scripturi peste tot. La hotele, la baruri, peste tot găsim Scriptură. Nimeni nu mai citește. Cei ce o citesc spun însă citim doar ce ne convine și ceea ce rezonează cu emoțiile noastre.
astfel încât Biblia este din nou dată la o parte. Legea lui Dumnezeu este dată la o parte. Biblia nu mai este normativă. Biblia este o carte pe care o consultăm din când în când, ca nefiind esențială. Vom ajunge să citim toate cărțile din lume în căutarea adevărului care sau pe care l-am neglijat din Sfânta Scriptură. Deci neglijăm Scriptura și adevărul ei și vom încerca să citim toate cărțile pentru ca să găsim acest adevăr, iar Dumnezeu spune că nu va fi găsit. În Amos spune, vor merge și vor colinda pământul de la marginea lui până la cealaltă în căutare de cuvântul Domnului și nu-l vor mai găsi. Din ce cauză? Pentru că l-au neglijat pe acesta. Ultima întrebare care aș vrea să o pun, dacă putem să discutăm foarte scurt despre teologia procesuală și modul în care are un impact în lumea creștină de astăzi. Da, dragii mei, s-ar putea întâmpla ca cei ce ne ascultă să zică, domnule, dar ce ne băgați pe cap tot felul de termeni neterminați cu lucrurile astea? Dragii mei, este o teologie a viitorului, este o teologie care încearcă să ia evoluția și să implementeze această evoluție la Sfânta Scriptură. Este o teologie care spune că totul evoluează în univers. Cuvântul a evoluat, Scriptura a evoluat, Dumnezeu a evoluat. Teorie procesuală sau teologie procesuală care arată că este un proces de cunoaștere. Vom vorbi despre lucrul ăsta foarte serios data viitoare. Ca exemplu, pentru ca să înțelegem mai bine, mi se spune că Domnul Iisus Hristos, când a fost pe pământ, ne-a lăsat cuvântul Evangheliilor ca normă pentru noi, dar când va veni, El va veni cu o cu totul altă Evanghelie, pentru că între timp, atât omenirea, cât chiar și El a evoluat în cunoaștere și această Scriptură care o avem aici va trebui să fie înlocuită cu o altă Scriptură, cu o altă Evanghelie, mult mai evoluată, mult mai clară pentru timpul de astăzi. Cumva un fel de adevăr prezent, în ghilimele, înțeles prost sau înțeles altfel. Cuvântul lui Dumnezeu spune, dacă va veni la voi să nu vă duceți, să-l vedeți și să nu credeți. Apostolul Pavel spune, dacă ar veni chiar și un înger de la Dumnezeu la voi cu altă evanghelie, să fie anatema, cu alte cuvinte, să fie de la diavol. Cu alte cuvinte, Hristosul, iertați-mi termenul, în ghilimele, evoluat, nu este altceva decât anatema. Cu alte cuvinte, Satan care vine să înlocuiască adevărul. Nu este de mirare că se va preface într-un înger de lumină, ca și urmașii săi, care vor fi tot îngeri de lumină, care vor veni la noi, vor declara că legea lui Dumnezeu s-a desființat, că semnul s-a schimbat și el din sabat în duminică, că toate lucrurile care au fost până în momentul acesta și care au ținut de Sfânta Scriptură și de lege au fost desființate și că acum o nouă ordine va fi reimplementată în lumea noastră. Ei bine, la această realitate face loc teologia procesuală. Elvis, dacă doresc să adaugi ceva aici, dacă nu... Eu cred că data viitoare o să discutăm mai pe larg teologia este aceasta. Poate încă un ultim aspect care m-am gândit acum în timp ce vorbeați și care poate ar merita să-l menționăm înainte să închidem, și anume manifestări care pot să pătrundă chiar și în denominațiunea noastră, sunt lucrurile care țin de spiritual formation, de formarea spirituală, de mod de rugăciune. Ce conexiune sau ce legătură ar exista între aceste manifestări și spiritism? Elvis? Mișcarea Spiritual Formation este, de fapt, sunt principiile de studiu și de meditație pe care le-a scris în cărticica lui chiar fondatorul iezuiților. El, în meditațiile lui, stă și șade gândindu-se, așa cum meditează și budiștii, șezând ore și ore, încercând să nu gândească ca să nu încurce Duhul lui Dumnezeu
în lucrarea lui de inspirație. Iar dintr-o dată are un fel de percepție. Eu cred că înseamnă, și percepția aceasta este numită revelație, bineînțeles. Aceeași atitudine este folosită față de rugăciune, rugăciunea meditativă, rugăciunea în tăcere, rugăciune în grup în tăcere și așa mai departe. Aceste metode care au fost folosite în religiozitatea orientală, în primul rând, sunt niște metode prin care Duhul uman este amorțit. Precum în Zen budism, budistul trebuie să șadă în meditație până îi amorțesc picioarele, pentru că atunci o să-i amorțească și mintea. Exact la fel se întâmplă în meditația aceea în care mintea activă, adică logica și centrul de gândire, se duce, dar senzațiile devin mai puternice și mai importante. Ăsta este locul unde duhurile au o lucrare mult mai ușoară de a influența percepția noastră, gândirea noastră. Și asta este poarta pe care intră și în biserica noastră aceste influențe. Învățând să ne rugăm altfel decât în mod conștient. Vedeți, Biblia ne spune foarte clar acest lucru. Când ne rugăm, să ne rugăm în Duh, pentru că în Duh suntem mai aproape de Dumnezeu decât în sentimentalitatea noastră sau în fizicalitatea noastră. Nu ne închinăm prin a ne întinde pe jos câte o lungime de om și apoi încă o lungime de om până ajungem sus pe deal, cum se face în Lhasa. Nu ne închinăm lui Dumnezeu nici prin intratul în transă până nu mai sunt conștient, cum se face în șamanisme, ci prin adresarea Duhului nostru conștient față de Duhul lui Dumnezeu. Asta este felul în care Dumnezeu ne recomandă să ne rugăm. Conștienți, nu inconștienți, nu sentimental, ci cu mintea. Dumnezeu apelează deseori și în argumentele sale în Scriptură, nu apelează la sentimentul nostru, apelează la mintea pe care ne-a dat-o ca să-L înțelegem. E interesant, aș vrea să amintesc că Elvis a spus mai devreme, Domnul Iisus Hristos este Logosul care comunică cu noi, Logosul care este rațiunea noastră, El raționalizează cu noi, El gândește împreună cu noi, acolo este locul în care Duhul Sfânt lucrează. Emoțiile sunt doar rezultatul final, sunt numite în Sfânta Scriptură roade, dragostea, bucuria, pacea sunt roadele, ele sunt consecințele. Pe cale de consecință pe care creștinul le obține. Dar Dumnezeu intră și își face loc în ființa noastră prin principiul activ al Scripturii, care învață, care povățuiește, care sfătuiește, care proclamă, care poruncește și ne învață cum să trăim astăzi. Ne apropiem de finalul absolut al timpului pentru emisiune. Elvis, dacă mai este ceva de spus, scurt, frate pastor? Aș vrea să atrag atenția încă o dată că suntem față în față acum cu invazia ideologică a teozofiei și a spiritismului în momentul ăsta. Va urma și invazia factuală a minunilor, a puterilor sale. E puțin mai târziu. Nu e acum, dar va veni și va veni probabil repede. Singura șansă pentru a ne păstra mintea întreagă în condițiile acestea de schimbare rapidă ideologică este studierea Cuvântului lui Dumnezeu și întoarcerea la Cuvânt. Această carte păstrează înțelepciunea adunată a peste 1500 de ani. Momentul când a fost scrisă și de atunci încoace încă 2000 de ani. Deci, înțelepciunea întregii omeniri este păstrată aici. Dacă vom vorbi de common sense, de bun simț, dacă vom vorbi de adevăr, dacă vom vorbi de lucruri universale care se păstrează în istoria noastră, atunci le vom găsi aici. Dacă vrem alte lucruri care se schimbă, le vom găsi în societate. Din momentul acesta, noi trebuie să alegem. Din cauza asta, probabil că va trebui să fim trimiși din nou și din nou la Scriptură. Mulțumim foarte mult, Elvis. Eu cred că la sfârșitul timpului, după cum ne arată Scriptura, trebuie să așteptăm niște evenimente care se întâmplă
în biserică și niște evenimente care se întâmplă în afara bisericii. Acea aparentă redeșteptare care va veni cu o mai mare putere în afara bisericii, în paralel, în biserică va trebui să fie o redeșteptare. O întoarcere la Scriptură, la studiu, așteptarea noastră pentru ploaia târzie, ca să nu urcăm în autobuzul greșit, trebuie să știm exact cum să identificăm mișcarea Duhului Sfânt. Asta nu se poate face decât prin experiența noastră personală, în lucrarea noastră, colaborarea noastră zilnică, personală cu Duhul Sfânt. Cunoscând păstorul, îi vom recunoaște vocea. Mulțumim foarte mult, mulțumim și ascultătorilor noștri. Aș dori să închei tot în această idee, și anume că Scriptura și doar Scriptura este o apărare sigură. În Tragedia Veacurilor, pagina 555, ne se spune că este o lege a naturii intelectuale și spirituale, aceea că prin privire suntem schimbați. Mintea se adaptează treptat la subiectele cărora, asupra cărora îi se îngăduie să zăbovească. Este absorbită de ceea ce este obișnuită să iubească și să respecte. Omul nu se va ridica niciodată mai sus decât modelul lui de curăție, de bunătate, de adevăr. Dacă eul este idealul lui, niciodată nu va atinge altul mai înalt. Mai degrabă se va coborâ din ce în ce mai mult. Numai prin Harul lui Dumnezeu și numai Harul lui Dumnezeu are putere să-L înalțe pe om. Fie ca tot ceea ce privim, tot ceea ce înțelegem, să fie în legătură cu Iisus Hristos, să fim transformați după modelul Lui și să avem o săptămână plină de împliniri, de mărturisire și de biruințe în Hristos. La revedere!